țara mistă, care sunt concluziile dumneavoastră după partida aceasta cu Universitatea Cluj? Bună seara! Așa cum anticipam, un adversar foarte agresiv, un adversar care va încerca să ne scoată din ritmul impus de noi. O primă repriză foarte bună din partea noastră, probabil că dacă reușeam să marcăm la acel penalti, cred eu că diferența de scor era mult mai mare, pentru că oarecum Cluj nu avea nimic de pierdut pe acel început de joc și trebuia să riște mult mai mult, unde apăreau spațiile atât între compartimente cât și în spatele apărării. Am avut foarte multe ocazii, posesia de partea noastră, inițiativa, ocaziile, într-adevăr și ei au avut acea situație, nesincronizare între David și Screciu, greșeala după aceea lui Bayram în propria jumătate. Repriza a doua, oarecum am fost la fel cu inițiativa, am încercat să stăm foarte sus, doar că spațiile au fost mult mai mici între compartimente decât în prima repriză, s-au închis mai mult. La fel, situațiile apărute pentru Cluj au venit din greșelile noastre, acel pas înapoi al lui Căpățână, după aceea Bogdan, care s-a complicat acolo în zonă laterală. Deci Cluj în seara asta, situațiile pe care și le-a creat au fost doar momentele noastre de relaxare și pe greșelile noastre. Cred că o victorie meritată în care diferența de scor putea să fie mult mai mare. Într-adevăr, chiar dacă avem și o restanță de jucat, care se va disputa pe 29 noiembrie, va trebui, în seara asta ne bucurăm, până mâine dimineață, după aceea să ne gândim la meciul de cupă de la Zlatna cu Ogna Mureș. Într-adevăr, suntem pe locul 3, provizoriu, dacă CFR câștigă, revenim pe 4, dar cred că obiectivul nostru intermediar în momentul de față este calificarea în play-off. După aceea vom vedea ce se va întâmpla și cu acea restanță, dar important este ca noi să câștigăm meciul de cupă, să luăm o opțiune serioasă pentru calificare mai departe, ca să putem să mergem liniștiți în Giulești. Pentru că vom fi plecați 5 zile de acasă, nu ne mai întoarcem la Craiova, vom fi pe terenuri străine, ne vom antrena unde găsim. Din punctul ăsta de vedere, vom consuma energie și pe drum cu autocarul, și meciurile, presiunea rezultatelor, dar suntem pregătiți. Indiferent de adversar, de competiție, de oră, de stadion, va trebui, pentru că reprezentăm Universitatea Craiova, și va trebui să ne prezentăm și să câștigăm, nu doar să ne prezentăm. Mă mulțumește, practic ajungem acolo și multe dintre ele apar și situațiile pe care le discutăm și le antrenăm. Unele sunt calitatea jucătorilor. Mă bucur că am câștigat și nu am primit gol, dar e clar că sunt foarte multe situații și nu știm dacă de la partidă la partidă putem să avem mereu aceeași posesie, același număr de pase, același număr de ocazii. Da, cred că e repriza a doua s-a echilibrat. Cred că prima repriză undeva la 80%, dacă mă întrebați pe mine. Dar e clar că ratăm foarte multe ocazii cu ușurință. Și din nou, apelez la ei și le spun, nu vă relaxați în momentul în care ajungeți în fața porții, să credeți că tot ce a fost greu s-a terminat acolo. Pentru că la ei e cel mai greu moment, momentul în care trebuie să introduci mingea în plasa porții. Obișnuiți-vă cu sentimentul ăsta să scuturați plasa. Astea sunt lucrurile pe care le facem și la antrenament, indiferent că punem portițe, că punem poartă mare, poartă medie, le zicem, dați în minge și loviți plasa, tocmai să aveți sentimentul ăsta. Din păcate, ne bucurăm de situațiile pe care ni le creăm, dar din păcate ratăm foarte mult. Și dacă dăm de un adversar foarte, foarte bine organizat și care, de exemplu, are eficiență mare, cum s-a întâmplat în partida de la Hermașta, pierdută de noi în campionat sau CFR, te execută în secunda 2. Într-adevăr, mergem în cupă să luăm cele 3 puncte pentru a avea o opțiune serioasă după aceea, pentru că și celelalte, Chindia și cu Fecea de joacă între ele, cu un egal între ele și cu victoria noastră, lucrurile se clarifică în grupa noastră. După aceea e clar că mergem pe un stadion foarte frumos, unde eu am un imn, l-aveam ca jucător, cred că o să-l am și acum ca antrenor, un meci cu intensitate, spectaculos, cu două galerii senzaționale, o atmosferă foarte frumoasă, cred că va fi un meci viu. Dar până atunci va trebui să trecem din nou prin meciul de cupă, să suferim, pentru că nu va fi ușor, chiar dacă întâlnim o echipă de Liga 3-a, vor vrea să dovedească că ceea ce se întâmplă în campionat și perioada prin care trec este întâmplătoare, joacă cu o echipă de Liga 1, cu o echipă
cu renume și atunci e clar că vor da mai mult decât pot, își vor depăși limitele și vor depăși 100%. Pentru că și noi dacă am fi în locul lor sau am jucat cu o echipă, cum faceți aminte, s-a jucat în Cupa Europa League între Craiova și Milan, la fel, și jucătorii Universității Craiova s-au autodepășit. Deși din punctul de vedere și ei vor încerca să încline balanța din valoarea noastră superioară lor prin atitudine și determinare. Da, va trebui să obișnuiască cu sentimentul ăsta, pentru că e un sentiment plăcut. Le-am spus lucrul ăsta, că cel mai frumos moment este dimineața după o victorie. Când te trezești și știi că ai câștigat și aștepți să vezi ce fac celelalte echipe, sentimentul ăla de bucurie pe care îl trăiești, cred că ăla e cel mai frumos sentiment a doua zi de dimineață după ce te trezești. Va trebui să obișnuiască cu lucrurile astea, cu sentimentul ăsta, dar... Ce le spun lor, vă spun și vouă. Asta nu înseamnă că dacă de la etapă la etapă câștigăm, va trebui să ne antrenăm la fel și să sperăm că avem rezultate diferite. De fiecare dată va trebui să ne antrenăm și mai mult, și mai mult, să fim și mai focusați pentru a reuși să adunăm cât mai multe puncte și cât mai multe victorii. Miguel, cu ce sentiment crezi că te trezești luni dimineața? Duminică seara este meciul, duminică seara e meciul Rapid FCSB. Da, v-am spus, mâine dimineață mă trezesc fericit, am reușit să câștigăm. Chiar nu mă interesează ce se întâmplă la celelalte echipe deocamdată, pentru că diferența de puncte între noi poate fi mare, indiferent între care echipe vorbim. Sunt încă 39 de puncte puse în joc, se poate întâmpla orice, se poate răsturna prima să ajungă pe locul 4, locul 4 pe primul loc, până la intrarea în play-off. Sunt foarte multe puncte. Important e ca noi să ne securizăm locul în play-off și după aceea va trebui să ne concentrăm pentru alt campionat, pentru că va fi alt campionat. Sunt probleme medicale după meciul din această seară, au fost multe intervenții. O stare de oboseală, dar cred că va trece foarte repede. Nu cred, sunt sigur că va trece foarte repede, pentru că suntem clubul în România care, din punct de vedere al departamentului medical, stăm foarte bine. Orice discutăm despre refacere, regenerare, din punctul ăsta de vedere, doar la Mogoșaia se mai găsesc lucrurile astea. Federația a investit foarte mult, din punctul ăsta de vedere, stăm foarte bine și nu cred că o să fie o problemă mare pentru jucători. Din punct de vedere fizic, accidentări nu sunt. Sunt stări de oboseală, crampe, dar nu am avut nicio leziune în seara asta sau nici măcar întindere. Dar clar că gradul de oboseală este mare. Foarte multe meciuri acumulate, ritmul pe care încercăm să-l susținem, să-l dăm în fiecare partidă, mulți jucători care au jucat foarte multe partide, dar în meciul de miercuri sunt jucători care au jucat mai puțin și care vor trebui să vină și ei cu forțe proaspete. Cu siguranță, dar vor trebui să vină alături de noi și la Slatna, pentru că de fiecare dată când am jucat în cupă sau în campionat în deplasare, au venit. Și sunt sigur că vor veni și în cupă, după aceea cu siguranță că vor veni și în Giulești, au și ei duelul lor din tribune, nu doar noi în teren, și cu siguranță că vor fi număr cât mai mare, sper să-i facem fericiți. Meciul cu Slatna e ca o repetiție în perspectiva confruntării cu Rapid sau nu o tratați așa? Nu, nici de cum. Nu, sper să vorbim după partida de cupă cu o victorie, pentru că altfel va fi, încerc să-mi găsesc echilibru, că deja stau și mă gândesc ce ar însemna să nu câștigăm mai așa cu Fiori. Sper să nu fie probleme de genul ăsta, pentru că nu mă veți vedea la fel de zâmbitor. Nu, pentru că știam de pariu. Știam de pariu, de asta i-am și făcut semn la un moment dat să facă flotările, pentru că știam de el și a promis că o va face în timpul meciului, așa că și-a asumat-o. Mă bucur că, până la urmă, tot ce am pregătit săptămâna asta s-a regăsit. Vă aduceți aminte că am discutat de o posibilă formulă, un prim 11, acela a fost și pozițiile jucătorilor din teren. O echipă destul de agresivă, chiar dacă am reușit să ne creăm foarte multe ocazii. Dacă ne uităm, FCSB-ul a fost dominată clar, CFR-ul în două partide, chiar dacă a reușit să câștige în campionat și un egal în cupă, nu meritau să câștige, au avut mari probleme cu ei. Noi am reușit oarecum atât prima repriză cât și repriza a doua să-i subordonăm. Iar din punctul de vedere, cred că jucătorii merită felicitări și mai ales faptul că o să mă pună din nou la plată să le dau o masă, pentru că au reușit o victorie fără gol primit.
Nu, n-am cum să fac asta. Nu. Vom vedea la sfârșit pe ce loc vom termina această ediție de campionat și atunci discutăm despre flotări sau alte lucruri. Deocamdată trebuie să ne bucurăm de această victorie și să ne pregătim deja pentru meciul de cupă. Mulțumesc. Mulțumesc și o seară bună.